e mai savuros decât o pizza caldă. Mai dulce ca o savarină, mai cald ca un covrig proaspăt scos din cuptor. În mod curios, mi s-a făcut brusc foame. De ce spun românii cu Cabral? Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii? Aceasta este o finală, Ce spun românii. Avem o familie care a ajuns în cel de-al cincilea joc. 20.000 de lei este premiul cel mare. Cecul e parcat acolo, are o lumină specială. Dacă vă uitați, este un spot care luminează ăștia 20.000 de lei. Uitați, uite, vezi? E magie. Dacă sunt umbre, uite, pot să fac aici. Așa. Familia Gheorghe a ajuns astăzi la cel de-al cincilea joc. Până acum au câștigat 9.452 de lei. Pe lângă cele 9.000 de lei pot adăuga 20.000 de lei premiu cel mare și desigur încă 2.500 de lei premiul ediției, dacă totul merge perfect pentru ei. Te rog frumos, Simona, să ne prezinți și nouă familia ta. Bună ziua, am venit cu sora mea Diana. Bună, Diana. Verișoara Monica. Bună, Monica. Mătușa Elena. Să rămână, Elena. Și vărul Gigi. Salutare, Gigi. Ați mai fost la noi acum 3 ani? Da. În ce joc ați ajuns atunci? Doar un joc. Doar un joc. Mai departe. Cine joacă, joacă, cine nu, să pleacă. Aia a fost. Aia. Dar iată-vă acum în finală. Mai pregătiți, fără emoții și foarte bine focusați. Sperăm, da. Să jucați cât puteți voi de fără emoții. Mulțumim. Baftă. 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 De cealaltă parte, familia de Diu! În timp ce familia Gheorghe este din București, familia de Diu este din Târgoviște, zic, Lucica este capitan. Să rămână Lucica. Lucica este referent de resurse umane. Lucica este șoferul desemnat al familiei și de-abia așteaptă să conducă din nou spre o vacanță. Lucica are o grădină mare la care lucrează împreună cu soțul și se relaxează când tunde via în, în stil sovaj. Voi aveți vie sovaj? No. Sarachia scrie pe voi. Te rog să ne prezici nu restul familiei. Am venit astăzi împreună cu iubitul meu soț Daniel. Ma... Ia uitați-vă la Daniel, la soțul Daniel. Ăla sunt eu. Salutare, Daniel. Cu fica mea, Georgiana. Bună, Georgiana. Bună. Cu fiul meu, Silviu. Salutare, Silviu. Și nepoata mea, Mirabela. Bună, Mirabela. Daniel, mă rog, expresia nu e chiar fericită, de ce să zic. Aici scrie așa. Daniel este foarte bun la casa omului. Face de toate. A, deci de la tine a plecat. Da. Am înțeles. Repară, îmbunătățește și construiește de toate. Ca să se relaxeze, se închide în atelier și trebăluiește la tot felul de electronice. A construit un foișor împreună cu Lucica, iar acum au dosar penal pentru construcție. Nu, glumesc, glumesc. Glumesc. Iar acum proiectează o poartă glisantă pe care să o poată deschide cu telefonul. Eu am exact așa ceva în acasă, am o poartă asta glisantă și iau telefonul și o pun pe poartă și o împing și se deschide cu telefonul. Da, foarte... E tehnologie nouă, n-aveți de unde să știți. Georgi lucrează în IT. Are o fetiță de 6 ani cu care prepară brioșe, fursecuri și alte dulciuri frământabile și fragede. Ca să se relaxeze, desenează și colorează mandale minuțioase sau se joacă sudoku. Silviu este recepționer la supermarket și visează la o carieră în muzică. Este un șofer talentat și își domină toți prietenii la bowling. Nu este răbdător și ai face bine să nu întârzi, că nu te așteaptă. El pleacă. Mirabela lucrează într-un depozit de medicamente. Spune despre ea că este sociabilă, sensibilă și orgolioasă. Îi plac filmele care îți fac inima să bată tare. Face un tiramisu de te ridică la cer și are o pereche de ochelari de soare din fiecare vacanță în care a fost. Suntem bine? Da? Bine ați venit la noi. Sper să vă distrați.
cine. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. 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 Jucăm? Avem alături de noi și prietenii de la Penny, iar asta înseamnă că în runda a patra avem un bonus frumos pentru familia care reușește să câștige runda respectivă, pentru că acolo avem întrebarea Penny, și în același timp, la sfârșitul jocului, familia care nu reușește să meargă mai departe, primește un premiu de consolare. Un coș. Stai, domnule, să zic și eu, că n-am zis nimic. Un coș Penny. Dar nu mai vrei să zici. Da. Penny. Am zis deja, un coș Penny. Să înceapă finala! Da! Capitan în față. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce se poate pune pe cap? Basma. Basma. Aseară. Bun. Căciulă. Căciulă. Pai, tarararai, tata. Un punct diferență. Jucăm, pasăm, hai să jucăm. Mulțumesc, Lucica. Ce se poate pune pe cap? Coroniță. Da. Avem Monica. Ce se poate pune pe cap? Diademă. Nu știu ce să... Elena. Pălărie. Se transmite. S-a transmis și la Elena. Avem pălărie. Ce se poate pune pe cap, Gigi? Șapcă. Șapcă. Da. Bun. Simona, ce se poate pune pe cap? Ochelari. Da sau ba? Da. Bravo, domnule. Bravo. Diana, ce se poate pune pe cap? Voal. Voal. No. E, da, da, no. Nu e pe pana. Nu e? Dar de mult. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Monica. Nu mai loc de dus întors. Ce se poate pune pe cap? Eșarfă. Eșarfă. Da. Da. Voi nu vă puneți eșarfă în cap? Da. Ok. Ok. Vă ascult. Agrafe. Agrafe. Bandana. Bandana. Flori. Flori. Fes. Fes. Două variante, 5 și 7, 90 de puncte, Lucica. Ce se poate pune pe cap? Fes. Da? Da, 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 da. Câștigă această rundă familia Gheorghe. Cașchetă. Bine, domne. Cască. Cașchetă, cașchetă. Coifă. Cască și bască. Cască. Cască. Acolo-i bască. Coifă. Bască sau perucă? Bască. 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 Perucă. Perucă, domne. Perucă, da. A doua? Hai că e finală, hai că murim în emoții. Să vedem. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ești un faraon în Egiptul antic. Cu ce îți umpli piramida? Cu aur. Cu aur. Favorit. Jucăm, pasăm? O jucăm? Da. Da. Jucăm. Gergi, ești un faraon în Egiptul antic. Cu ce îți umpli piramida? Diamante. Diamante. Da. Mamă, ce haplea. Nu avem varianta asta. Silviu,
Ești un faraon în Egiptul antic. Cu ce îți umpli piramida? Cu vase. De lut. E fiert păsfa la vase. Crezi tu că avem? Da. Avem? Nu! Nu. Eu sper că da. Te cred. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mirabela, ești un faraon în Egiptul antic. Cu ce îți umpli piramida? Argint. Argint. Da. Da. Nu e acolo. Gigi, spune-mi, te rog. Cu diamante. Zim, faraoane. Cu diamante. Comori. Diamante. Comori. 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 Vorba aia, varianta ar fi. Simona, ești un faraon în... Am văzut că ai vrut să vorbești peste mine iar. Am observat, să știi. Ești un faraon în Egiptul antic. Cu ce îți umpli piramida? Eu mi-aș umple cu apă. Acum... Eu cu apă. Apă. Ceva nu... Cu apă. Iată că avem provizii de apă și câștigă această rundă familia Gheorghe. Ce mai avem? Nisip. Capcane. Arme. Că am pus sau ori capcane. Capcane. Corect, Daniel. Bine că nu te gândiți înainte. Arme. Bani. Dacă te ajută mult. Păi așa se credea la ei. Pete frumoase. Piatră. Mumii. O umpli cu piatră. Mumii, păi tu ești mumia, mă rog. Nu tu, faraonul ăsta. Faraonul e mumia. Da, zic altceva. Statui. Statui, domne, bravo, statui. Bijuterii. Exact. Arme. Am zis, cărăguși. Haine. Haine, dacă ești rece și trebuie să te înfăfolești un pic. Parfumuri. La asta nu m-am gândit. În caz că te... Nu, în caz că te răzgândești. Da. Să evadezi. A, nu, nu e, nu, nu mi-a plăcut, nu, asta nu. Păi e și o lanternă și... Da, au și mai e și Camila și... Tot ce am eu... Nu las nimic, mămică. Totul la piramidă, iau lopata, am închis, te-am pupat. Altceva? Capcane. Uite, ah, alte. Asta câta rundă a fost? Câți am avut? 4. Faza care e că e bine să ai în piramidă, că mai sună acasă din când în când. Pauză, revenim. Un ecler de la mic aș vrea, două măcar. Cu vanilie. Cu, nu cu vanilie, nu cu vanilie. Unul cu lămâie și unul cu fistic sărac. Cu mango, băi, băiatule. Runda a treia a unei finale Ce spun românii. Avem acolo cecul ăla pe care scrie Marele Premiu 20.000 de lei. Acela este Marele Premiu. Familia Gheorghe a ajuns în cel de-al cincilea joc și are șansa să câștige astăzi acel premiu. Până acum le-a mers bine, au strâns 133 de puncte. Dar până departe, mai e mult. Ajunge. Cu cine jucăm? Monica și Georgi. Hai! Am primit un mesaj de curând. S-a uitat un prieten la emisiune și mi-a zis: nu mai încerca să pari serios, par nebun. Opt variante. Am întrebat 100 de români. Ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? Dormitor? Dormitor. Avem, bravo. Baie? Baie.
Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Georgi. Elena, ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? De la intrare. De la intrare, domne. Da. Avem? Da. Dacă o fi administratorul. Dar nu e, dar e bun că e acolo. Gigi, ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? De la terasă. De la terasă? Da. E bogat, are și terasă blonda asta inocent. Nu e acolo. Simona, ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? De la bucătărie. De la bucătărie. Da. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Diana, ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? De la balcon. De la balcon? Da. Nu vă place asta? Ba da. 39 de puncte în joc. Vă ascult. Șifonier. Șifonier. De la subsol. Subsol. De la pod. Pod. De la garaj. Garaj. Gândiți-vă cel mai fricoșător lucru. Ce ușă din casă nu e indicat să deschidă blonda inocentă dintr-un film de groază? De la șifonier. Șifonier. Câștigă această rundă familia de Diu. Ce avem, domnule, acolo? Subsol. Deci... De la Pimniță? Da. Bea tot vinul. Sufragerie. Peci, subsol, sufragerie, domne. Sunt musafiri acolo. De la garaj. Garaj? Pod. 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 Garaj. Peci. Debara. Așa e. Cine știe cine te atacă de acolo? Zahărul. Zahărul, murăturile. Hai zi. Cămară. Cămară. De la frigider. Da. Nu, adevărul e că tu ai dreptate. Nu, tu ai dreptate. Că deschide ușa de la frigider, tu o vezi acolo alea și când a închis ușa e în cazul aici. Eu în locul ei n-aș mai închide ușile. Că dai seama cât de tare ar fi un film să știi că e ucigaș acolo deschide și pe aia pleacă. Dă-te-mi, Doamne, iertă ucis. Da. Ei bine, am ajuns din nou la runda cu întrebarea Penny. Avem la această rundă un bonus pentru familia care reușește să o câștige. Iar întrebarea, după cum ziceam, vine din partea Penny. Jucăm cu... Elena și Silviu. Dar de ce spuneți? Elena și... E mai teatral, așa. Să vedem cu Elena și Silviu. Avem 6 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce cadou i-ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Un echipament. Un echipament mai specific. Tricou. Și pantaloni. Avem tricoul. Minge de fotbal. Minge. Mamă, 75 de români. Jucăm, pasăm, mai să jucăm. Jucăm. Mulțumesc, Silviu. Jucăm. Gigi. De ce am țipat eu la omul ăsta acum? Unde câteodată zic că stâmpi. Gigi, ce cadou ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Un bilet la un meci de fotbal. Un bilet la un meci de fotbal. Bun. Ce cadou i-ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Eu i-aș lua un training. Doi.
Ai și altă variantă? Nu, glumesc. Diana, ce cadou ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Un fular. Avem foarte bine. Ce cadou ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Jean-Pierre sau cum se numește? Șosetea acelea înaltă. Jean-Pierre, da. Foarte bine, bravo. Elena, ce cadou ai putea cumpăra unui prieten care este pasionat de fotbal? Pantofi sport, da. Și câștigă această rundă curat, frumos, cap-coadă, familia Gheorghe. Oamenii ăștia s-au pus pe mine, vor să ia tot astăzi. Este pentru voi bonusul. Mulțumesc. Din partea Penny, felicitări. Runda A, care are puncte duble. Da. Și apoi runda 6 cu puncte triple. Se mai pot face din acest moment, matematic vorbind, maxim 500 de puncte. Sunteți în continuare în joc, fără panică. Hei, 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 hei. Cu cine jucăm? Să vedem câte variante avem. 8. Am rugat 100 de români să completeze. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3. Da, Gigi? Și am întârziat 3 ore la serviciu. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Mirabela. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la... școală. Da. E bine. Bravo. Adică nu bravo. Bravo că răspuns. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la... doctor. Da. Da. Avem Monica. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la salon. Iată. Elena. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la antrenament. Antrenament? Da. Nu e acolo. Gigi. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la... la gară. La gară? La tren. Păi da, că nu te duci la Gogoș la gară. Avem? Nu! No. Că nu mai aveam să duc. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Simona, am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la... sală. Ce sală? La fitness. La fitness? Nu. Nu? Nu. 164 de puncte în joc. Vă ascult. Întâlnire. 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 4 sus date, 4 jos neluate. Am dormit mult prea mult și am întârziat 3 ore la... întâlnire. Întâlnire. Da. Avem întâlnire? Da. Câștigă această rundă familia de Diu. Și se va decide în runda a 6-a. Dacă dăm premiu cel mare de 20.000 de lei sau nu, avem la momentul ăsta, după cum vedeți, 333 de puncte în dreptul familiei Gheorghe și 203 puncte în dreptul familiei de Diu. Ce mai avem acolo? Interviu. Da, interviu. Interviu, nuntă. Nuntă. Avem nuntă. Nu te mai duci după 3 ore. Mesajul e clar. Concert. Poliție. Interviu. Ați zis voi interviu? Bravo, nu, nu credeam că e acolo.
te mai primești? Păi a zis la gară și cred că e cam același lucru. Ultimul zbor din gara de nord. La socri, la părinte, explicația. Ședință! Ședință! Avem și muncă și ședință. Interesantă chestie. Așa se? Da. Triple, avem pasul cel mare. Ori către cel de-al doilea joc cu familia de Diu, ori către premiul cel mare cu familia Gheorghe. Orice ar fi, joc frumos este? Da. Hai în față, capitanii. Hai să vedem câte variante. Am rugat 100 de români. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Este înnorat. Este înnorat. Avem. Încă? Jucăm, pasăm? Nu. Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Plouă. Da. Avem. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Este zi. Da. Da. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Soare. Gigi, numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Furtuna, vijelie. Furtuna, vijelie. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nu mai e loc de întors, Simona. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Ninge. Bun. Diana, numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Ceață. Bravo. Monica, numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Eclipsă. ...267 de puncte în joc. Suntem la un pas, ori de premiu cel mare, ori de bonusul de la Penny. 5 și 6-le. Este fum? Din cauza fumului. Nu vezi. Fum? Ești orb. Știi deja, Lucica. Când dai 5 sau 6-le, câștigați punctele, runda, jocul. Ați recuperat foarte frumos de la 30 sau numai și cât aveați. Sunteți acum la 203 și un singur pas vă desparte de cel de-al doilea joc. Numește un motiv pentru care nu vezi stele pe cer. Nu le vezi, ești în casă și nu le vezi. Am înțeles. Câștigă premiul cel mare, familia Gheorghe! Mamă, ce emoții, așa ceva, era sigur că anunț și îi pleacă. La cât am făcut până acum erau, Pamelia Gheorghe, am înțeles, gata, la revedere, toate bune, sărătate. Ați aplaudat și voi. Și ați zâmbit și voi. Mă rog, Silviu, în afară de Silviu, care cu pumnii strângi, a fost așa, da, că au câștigat, așa e, bravo lor, dar și mie mi-a fi plăcut să câștig. Oare au avut răspunsul la masă? Da. Familia de Diu? Da. Ce mi-ai zis tu, Mirabela? Fum. Fum. Silviu, ce mi-ai zis? Fum. Fum. George, ce mi-ai zis?
Că nu vezi că ești orb. Orb? Și Daniel? Fum. Fum. Avem fum? Da, da. Evoluare. S-ar fi asimilat? Da. Și era acolo. Altceva. Evocator. Dorm. Dorm. Iată, dorm. Sigur, mergem către familia de Diu cu premiul de consolare din partea Penny. Mulțumim frumos, Penny, și în același timp mulțumim și familia de Diu. A fost un joc bun. Chiar a fost un joc bun. Mulțumim. Noi mulțumim. Vă mulțumesc că ați venit. Să rămână. Domnule, să rămână. Toate bune, Silviu. Să rămână. După pauză, jucăm runda fulgeri și în același timp, pe pauză, completăm check-ul, cel de 20.000 de lei, și îl oferim familiei Gheorghe. Avem aici 20.000 de lei și invit familia Gheorghe să vină să intre în proprietatea cecului. În aplauzele voastre. Trandafir! Da, nu știu vorba. Felicitări! A fost un drum frumos. Da. A fost cu emoții. Multe. Multe, da? Ați făcut multe drumuri neprevăzute, s-au făcut kilometri neprevăzuți, dar iată-ne aici cu ce cumbrate și acum am putea să mai luăm încă 2500 de lei. Doamne, jucăm? Jucăm. Cu cine? Cu noi, a treia oară, poate-i cu noroc. A, da? Bine, restul familiei la loc, haideți să ne punem pe treabă. Cu cine încep? Cu mine. Da? Ne vedem mai încolo. Avem 20 de secunde la dispoziție pentru a răspunde la asta 5 întrebări pe care le-am eu aici. Da. Nu știu un răspuns, îmi spui pas, trece mai departe, ne întoarcem la final. Da. Gata cu emoțiile. Gata. S-a luat premiul cel mare. E bogăție. Este. Gata. Am întrebat 100 de români. Ce te sfătuiește mama să cauți la viitorul tău partener de viață? Bani. Cu ce te poate supăra un cățel mic? Face caca. Numește un râu mare, mare de tot. Pas. Ce poți congela? Puiu. Ce înveți la colegiul de clowni? Să fac scamătorii. Numește un râu mare, mare de tot. Olt. Vrei să vezi ce am făcut? Da. Hai să vedem. Simona. Ce te sfătuiește mama să cauți la viitorul tău partener de viață? Și tu, Simona, în loc să cauți tu sentiment, să cauți dragoste, stabilitate, protecție, te duci direct la ANAF sector 6. Unu. Iartă-mă, scuză-mă. Da, m-am gândit. E mai mare. Iar da. Ia să vedem. În miliarde, câte? 8. Asta e. Cu ce te poate supăra un cățel mic? Când colo, ce crezi? Când face caca. Na. Atunci e mai greu. Na. Acum că a lămurit-o, ce să mai... Eu speram totuși că o să scrie acolo caca. Ia uite! Numește un râu mare, mare de tot și tu ai trecut? Olt. La Olt.
Să vedem câți olteni sunt. Bun. Ce poți congela? Pui. Ia să vedem. Zboară? Nu mai zboară. 34, a zburat scorul. Ce înveți la colegiul de clowni? Aici am zis că amatorii nu trebuia, da. Nu trebuia? Nu. Dar ce trebuia? Să faci glume, să distrezi lumea, să... Asta mi-a venit. Te de ce mă cerți pe mine? Ai zis eu că amatorii sau ai zis tu? Păi te-ai uitat acum, m-ai luat acum o să-mi enum... Așa că trebuia, că glume, că eu am greșit eu cu ceva. Am făcut eu ceva greșit aici? Ia uite, domnule, ia premiul cel mare, tot nervoasă e. 85 în total. Hai că nu-i rău, nu-i rău. Bravo. Și vine acum Diana. Bine ai revenit. Totul bine? Da. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Corect? Îmi dai un răspuns? Se aude sunetul ăsta? Înseamnă că am primit deja acel răspuns și ne-ai repede un altul. Da. Bine, Diana? Jucăm? Jucăm. Baftă. Am întrebat 100 de români. Ce te sfătuiește mama să cauți la viitorul tău partener de viață? Fie bun la suflet. Cu ce te poate supăra un cățel mic? Să nu mă muște. Numește un râu mare, mare de tot. Olt. Altceva? Argeș. Ce poți congela? Carne. Altceva? Fructe. Ce înveți la colegiul de clown? Ai timp, e timp, nu te grăbi. Ce înveți la colegiul de clown? Fac teatru. Mă mascăresc. Vrei să vezi ce am făcut? Da. Hai să vedem, Diana. Avem 85 de puncte deja. Am întrebat 100 de români ce te sfătuiește mama să cauți la viitorul tău partener de viață. Și tu mi-ai spus? Fie bun să fie bun la suflet. Ia uite ce avem acolo. Bani, domne. Bani? Asta să așa a zis mama? Nu. Nu. Ok. Favorit, inteligență, sinceritate, caracter, bunătate, bani, înțelegere, calm, iubire. Cu ce te poate supăra un cățel mic? Tu mi-ai spus? Să muște. Sare la față. Ia să vedem. Câte clanțuri? Bun răspuns, favorit de altfel. Apoi roade pantofi, roade mobilă, face în casă, mănâncă ce nu trebuie, sparge lucruri, mârie latră. Numește un râu mare, mare de tot. Mi-ai spus? Argeș. Argeș. Patru. S-au gândit la Argeș. Favorit? Dunărea care e fluviu, apoi Olt, Nil, Dâmbovița, Volga, Sena, Prut și Argeș. Ce poți congela? Tu ai congelat? Carne. Și după aia? Fructe. Fructe. Legume trebuie. Da. Și Volga. Și Sena. Carne, legume, apă, mâncare gătită, pâine înghețată, fructe semi-preparate. Ce înveți la colegiul de clown și tu mi-ai spus? Fac teatru. Ok. Favorit, jonglerii. Cum fac lumea să râdă? Glume, scamatorii, figurine din baloane, mimă, machiaj, jocuri. 135 de puncte în joc. Haideți încoace cu toții, luați și cecul, că e al vostru de acum.
probabil că una dintre cele mai agitate familii ce ne-au trecut pragul. De multe ori au confundat nordul cu sudul, vestul cu ușa și estul cu podeaua. Au avut emoții cam cât un întreg departament de relații cu publicul, însă în același timp au găsit de fiecare dată, sau de multe ori, răspunsurile de pe panou. Și au și râs și s-au și distrat în timpul ăsta. Felicitări și în același timp vă mulțumim. Mulțumim. Oameni buni, ce spun românii în protv.ro? Vă așteptăm să intrați, să vă înscrieți, să veniți aici și să ne luați bani. Să fiți bine, să fiți sănătoși, să zâmbiți cât de des și cât de mult puteți. Sănătate!